Iată așadar, doamnelor și domnilor, informații în direct de la arestul central. Ascultăm ce spun aceștia. În continuu am sperat și ne-am așteptat la această decizie. Decizia ni se pare. În continuu am așteptat și ne-am rugat pentru această decizie. Ni se pare o decizie legală, temeinică și corectă. Cam atât avem de spus la acest moment. Exact ce au voie și ce nu au voie să facă băieții în perioada asta. Deocamdată ca interdicție este să ia legătura cu celelalte părți din dosar, cu martorii din dosar și să nu părăsească domiciliul fără încuviințarea organelor judiciare. Cam atât. Nu avem motivarea deciziei, motiv pentru care nu știm dacă există și alte interdicții. Potrivit unor surse, domnule avocat, vor urma și alte audieri în perioada imediat următoare. Nu vorbim despre asta. Hai. Ce? Mergem acasă. Mergem acasă așadar, doamnelor și domnilor, declarația lui Andrew Tate. Am sperat și ne-am rugat pentru această decizie. Ni se pare o decizie corectă. Atât am de spus la acest moment. Este declarația avocatului celor doi frați. Ca interdicție potrivit acestuia, cei doi nu au voie să ia legătura cu martorii din dosar și să nu părăsească domiciliu. Acestea au declarat că nu avem motivarea deciziei în acest moment. Alături de mine este colega mea, Corina Matlinski. Corina, cum ți se pare decizia din această seară? Ce urmează mai exact? Așteptăm foarte mult, Silvana, să vedem care este motivarea în acest caz a judecătorilor de la Curtea de Apel București. Vedem că sunt și foarte mulți susținători care au venit acolo la arestul central pentru Tristan și Andrew Tate. Spunea Tristan Tate, sunt un om nevinovat și abia aștept să demonstrez asta. De altfel, asta au spus amândoi pe tot parcursul acestor trei luni, de la momentul în care au avut loc acele percheziții și până acum au spus că sunt nevinovați. Deci, altă parte, procurorii din cot i-au acuzat foarte bine de grupul infracțional organizat și de trafic de persoane. Cu greu reușesc atât Andrew cât și Tristan Tate să își facă loc pentru a ajunge la mașina avocatului lor. Cu mașina avocatului vor merge acasă la vila unde își vor petrece acest arest la domiciliu. Silviana, este vila în care s-au și făcut de altfel acele percheziții. Ne amintim imagine de atunci, aveau inclusiv o gorilă din dolari făcută în acea casă. De la aceeași vilă s-au ridicat și ceasurile de lux, dar și mai multe mașini care aparțin lui Andrew și Tristan Tate. Ei rămân deocamdată în continuare cu acel sechestru pus pe imobile, ceasuri, mașini și criptomonede. Cel mai probabil în zilele următoare vor încerca avocații și să scape de acest sechestru, pentru că spuneau ei că prejudiciul din acest dosar demonstrat până acum de procurorii DICOT nu ar fi atât de mare încât să aibă sechestru pe toată averea. Foarte puține declarații făcute la ieșirea de la arestul central, atât de Tristan cât și de Andrew Tate, deși știm foarte bine că prin echipa lor de comunicare au tot postat tot felul de mesaje, mai ales pe Twitter, au dat și mai multe bilețele, ne amintim către presă. Este foarte posibil să-i vedem atât de tăcuți, e posibil, Silviana, să există o interdicție a judecătorilor de la Curtea de Apel București ca ei să vorbească cu presa, pentru că vă amintesc, chiar dacă nu mai sunt în arest preventiv, există o măsură preventivă, aceea a arestului la domiciliu, vine cu mai multe interdicții, nu au voie să părăsească acea vilă și este foarte posibil și să fie vizitați de polițiști în zilele următoare pentru a se asigura că nu o să plece de acolo. Sunt foarte atentă la ceea ce face în aceste momente Andrew Tate, pentru că de obicei el transmite prin semne anumite mesaje în momentul în care este filmat. Sunt amândoi extrem de zâmbitori. Am văzut ceva mai devreme, a ieșit și una dintre complicele celor doi frați, de altfel atât ea cât și cealaltă femeie din dosar care ar fi participat la acest grup infracțional. Trei luni au stat aceștia în arest preventiv. Corina, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Am văzut că nu au făcut foarte multe declarații la ieșirea.